Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Sală plină, ochi la spectacolul dedicat Zilei Culturii Naționale de la Onești. Biblioteca oneșteană s-a mutat la muzeu. Conflict între 9 persoane în fața unei săli de joc din Buhuș. 2 persoane au fost rănite. Luni 16 ianuarie, de la ora 18, în cadrul stagiunii muzicale 2022-2023, a avut loc un recital de muzică și poezie românească dedicat Zilei Culturii Naționale în interpretarea sopranei Ozana Barabancea la sala Cinema Capitol. Iată că îndrăgita Ozana Barabancea revine la Onești, un spectacol de excepție în această seară. Da, este vorba despre un spectacol în cinstea marelui Eminescu. Suntem pregătiți și eu și fiul meu și colegul lui să facem un concert de neuitat, pentru că noi îl iubim foarte mult pe Eminescu. De fapt, toți românii îl iubesc foarte mult pe Eminescu și merită să îi păstrăm vie amintirea, să îl citim și să îl cinstim. Nu este o întâmplare, nu, că începem anul în forță alături de dumneavoastră? Eu sunt bucuroasă că începem împreună anul 2023, pentru că data trecută, în 2022, am avut un mare succes. Oamenii au fost foarte încântați de repertoriul ales. Repertoriul s-a îmbogățit între timp și, în mod special, am două piese dedicate lui Eminescu. Una este chiar compusă de mine, se cheamă Odă Luceafărului, pe versuri de Carmen Aldea Vlad, și a doua piesă se cheamă Duhul Eminescian, scrisă și muzică și text de Alina Manolache. Am început acest interviu spunând că sunteți îndrăgita Ozana Barabancea, pentru că au fost spectacole cu casa plină, ca să zic așa. Se pare că vând bine. Știți vorba aia, ce faci? Rating. Cum ați reușit să puneți așa pe tapet acest spectacol? Pentru că nu au fost spectacole multe, probabil și agenda este încărcată. Acest spectacol este cu o țintă foarte bine stabilită. Cele două piese le-am făcut în 2023, vă dați seama că suntem la începutul anului și a trebuit să îmi mobilizez și compozitorul și producătorul și cameramanul, să găsim și un Eminescu, să găsim și machiaj, l-am luat de la Tecunuză undeva, și costume. După cum observați, sunt îmbrăcată în costum de epoca respectivă și am încercat să facem așa un reminder, un remember Eminescu, pentru că îl iubim foarte mult și versurile, mai ales din Duhul Eminescian, mă regăsesc în ele atât de mult, mai ales în strofa a doua, o să vedeți, că aș vrea să mă întorc în timp, să te cunosc, să îți strâng mâna, să-ți spun tot ce mă faci să simt. Da, deci este personală, o iau personal. Nu este un proiect cu sponsorizări sau făcut, eu știu, am avut vreun ajutor dintr-o parte, nu. Este o investiție pentru sufletul meu. Și pe final un mesaj pentru administrația publică locală, pentru că, iată, trebuie să recunoaștem, acest spectacol fără primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, nu era posibil. Vreau să vă mulțumesc și să vă felicit pentru inițiativă. Vreau să felicit primăria, pe domnul primar Neghină, pentru domnul Tenie. Pe domnul Tenie, de asemenea, vreau să-l felicit și să-l îi mulțumesc pentru invitație și pentru încredere. Este pentru prima oară când adun toate aceste piese absolut superbe într-un spectacol. Deci, iată, ar trebui să ne simțim onorați și eu și voi. Împreună facem un lucru minunat pentru Eminescu. Intrarea a fost gratuită pe bază de invitații, iar sala a fost plină ochi. Acestea au fost ridicate de la caseria Cinema Capitol. Ați venit la spectacol. Vă place doamna Ozana Barabancea? Da. Vă place cum cântă? Vă place de dumneai? Nu am mai ascultat-o până acum, n-am avut ocazia, dar am vrut să o văd și îmi place de ea. Este un spectacol dedicat Zilei Culturii Naționale, nu? Bine. Da. Am înțeles. Obișnuiți să mergeți la evenimentele la bibliotecă?
Da, rare ori, dar merg. Am înțeles. Atunci un mesaj pentru cei care conduc această instituție? Acasă am o mulțime de cărți cumpărate în timpul vieții și le citesc cât pot și cât mai pot. Am înțeles. Și la bibliotecă nu mergeți, nu? La bibliotecă rar. O să mai meargă de acum la concerte la vară. Dar trebuie să merg pentru că acolo este mai plăcut, mai util. Față de televizor, față de calculatoare. Am înțeles. E mult mai plăcut să citești o carte. Sau să vezi un spectacol. Sau să vezi un spectacol. Aproape toate activitățile culturale de la bibliotecă le văd, de la muzeu. Aici am lucrat zeci de ani. Aici am fost crescută de o învățătoare care a înființat cinematograful în Onești și m-am pregătit și m-a format și aici am lucrat eu zeci de ani. La cinema? Da, aici. Am înțeles, foarte frumos. Vă place Ozana Barabancea? Enorm. O știu de la televiziune din... În Juriu. Și am cunoscut... Da. Și am cunoscut-o personal, pentru că la bibliotecă a fost în vară și i-am oferit un buchet cu flori și ceva artizanal legat cu tricolor și am rugat-o să ducă mai departe arta populară românească și tricolorul. Așa. Sfânt. Corect. Un mesaj dacă e pentru cei care conduc biblioteca pentru acest eveniment, pentru oferirea acestui frumos eveniment. Foarte buni organizatori. Mie îmi spun mămăița că eu sunt cam în vârstă, știți? Sunt foarte sănătoasă, cu excepție că m-am operat acum la ochi și mă duc, m-am spus la toate, sunt și într-o carte care a fost editată de un grup de profesori, doctori, ingineri, jurnaliști istorici, istorici, da? Să înțeleg că ei au fost inspirați să o aducă pe Ozana Barabancea din nou la foarte. Am văzut spectacolul la bibliotecă, fata a cântat la pian și doamna Gloria, muzică doamnei, da? și muzică clasică, care eu sunt nelipsit. Noi mergem la bibliotecă și la videoopere. Am revăzut toate operele. Am înțeles. Enorm de mult îmi place. Doamna a cântat atunci muzică clasică, muzică populară, muzică ușoară și patriotică. Ați înțeles? Ne-a mers la suflet. Foarte aplaudată. A fost, a sculat lumea în picioare. Foarte mult mi-a plăcut. Și aici o să spun o poezie de Eminescu, că ieri a fost ziua lui Eminescu. Și noi marți la Seniora Club, să vin niciodată și la noi, la Seniora Club, acolo vine și mama domnului primar. Ești acolo în grupul șefa noastră e juristă și vin foarte multe doamne de toate vârstele. Avem o doamnă de 90 de ani, o doamnă de 86 și urmez după aia eu. Am înțeles. Mulți înainte și ce să zic, vizionare plăcută. Eu vă admir pe dumneavoastră de foarte multă vreme și vă prețuiesc că faceți activități frumoase și cele mai interesante lucruri din oraș le înregistrați. Multă sănătate și fericire. Îmi place, o apreciez, o urmăresc, toată cariera aia am urmărit-o, o cunosc de mai bine de 15 ani. Băiețelul avea doar 5 ani și fetița era nou născută. Am fost în casa dumneaei, îi știu toată evoluția artistică și o apreciez. Iată că e o răsfățată a Oneștiului și nu numai, a întregii voi până la urmă. Sunt anul 2022 și anul 2023. Se pare că începe cu și alături se sfârșește alături de dumneai, pentru că au fost multe spectacole cu dumneai în zonă. Eu o iubesc o dată în plus că a dormit la mine o săptămână. Am avut o musafir chiar. Deci, cu alte cuvinte, vă leagă o lungă și frumoasă prietenie. Așa este, așa este, adevărat. Și sper să nu se întrerupă aici. Un mesaj, dacă e, pentru administrația publică locală a municipiului Onești, care a organizat acest eveniment și a adus-o aici, mai aproape de inimă, oricum, în suflet era. Prețuim inițiativa și pe mai departe să fie la fel, că vom veni întotdeauna cu mare drag la spectacole. Vă place Ozana Barabancea? Sigur, cu mare drag am venit la acest spectacol. Bineînțeles, trebuie să mulțumim primăriei municipiului Onești pentru că a chemat-o pe Ozana Barabancea la acest spectacol. Practic începe așa, începe anul în forță cu un spectacol de excepție în care
care protagonista principală este dumneaei. Da, sigur. Suntem, da, pentru Ziua Culturii, cu această ocazie, tuturor celor care servesc cultura, arta, le urăm sincer la mulți ani și cu mare dragoste îi invităm pe toți să vadă acest spectacol. Cu toate că Biblioteca Municipală Radu Roseti din Onești s-a mutat temporar la muzeu, în cadrul instituției se pare că ambele activități se împletesc în mod armonios. Mai multe detalii aflăm în minutele următoare de la directorul Bibliotecii Municipale Radu Roseti Onești, Ionuț Tenie. 2023, iată că a prins Biblioteca Municipală Radu Roseti în casă nouă, dar casă veche, dacă e să zicem așa. V-ați mutat de anul acesta și văd că v-ați integrat destul de bine. Da, este o casă provizorie, să zic așa, pentru că Biblioteca Municipală Radu Roseti din Bulevardul Oituz intră de zilele acestea în procesul de reabilitare și modernizare într-un proiect pe fonduri europene, așa că timp de 10 luni oneștenii vor putea veni să împrumute cărți și nu numai la Muzeul Municipal de Istorie, așa cum vedeți în spatele meu. Împreună cu colegii mei am încercat să aducem cât mai mult fond de carte pentru a satisface toate gusturile și preferințele și am încercat din spațiul acesta al muzeului să optimizăm cât putem pentru a crea cât mai multe săli, atât pentru împrumut adulți, pentru împrumut copii. O să vedeți și o sală de internet, o sală de lectură pentru adulți, pentru a putea merge la capacitate maximă în continuare, pentru că serviciile bibliotecii sunt solicitate, așa cum bine știți, și să putem să avem pentru toți oneștenii câte ceva, chiar dacă anul acesta într-un spațiu mai restrâns la Muzeul Municipal de Istorie. Tot cărți se pot împrumuta și de la filiala Cosânzeana, este tot aici în zona de jos a orașului și acolo avem fond de carte și acolo am, să spunem, amenajat o mică ludotecă și pentru preșcolari ca să nu ne simtă lipsa. Ați valorificat până la urmă spațiul generos al muzeului, dar nu ați anulat, să zicem, sălile de expoziție care erau aici. Da, activitatea Muzeului Municipal de Istorie va funcționa în continuare ca și până acum, pentru că sălile ne-au permis, nu am afectat expozițiile permanente deja existente în cadrul muzeului, așa că cei care sunt interesați pot bifa două lucruri deodată, pot veni și pot împrumuta cărți și pot vedea și exponatele din cadrul muzeului nostru. De altfel, spațiul generos de aici, de la parterul muzeului, cred că se potrivește ca o mănușă, dacă e să zic așa, destinației clădirii. Într-un fel, chiar dacă inițial aici a fost o bancă la începuturi, apoi s-a amenajat Muzeul de Istorie, cred că am reușit să compartimentăm și să eficientizăm acest spațiu. În ceea ce privește frumoasele evenimente culturale organizate de Biblioteca Municipală Radu Roseti în 2023, chiar dacă va fi mai greu, o să avem concerte în continuare, atât în sala filialei Cosânzeana, iar concertele cu artiști mai mari, să spun așa, în sala Cinema Capitol. Ce evenimente ne mai pregătiți pentru luna ianuarie? Iată, se apropie cu pași repede și luna februarie, o lună mai scurtă. Da, noi am început anul cu sărbătoarea Zilei Limbii Române și Ziua Culturii Naționale printr-un recital al Ozanei Barabancea. Continuăm proiectele în luna februarie, stagiunea teatrală. Începem anul cu o piesă de teatru, o comedie, dar nu vreau să vă divulg acum numele pentru că încă suntem în discuții și de asemenea în februarie stagiunea muzicală intenționăm să o invităm la Onești pe soprana Gabriela Iștoc împreună cu quartetul domnului Margasiu. Asta este veste bună pentru că la spectacolul Ozanei Barabancea foarte mulți au lăudat, ca să zicem așa, spectacole organizate de Direcția de Cultură și așteaptă cu nerăbdare spectacolele din acest an. Da, noi deja avem un plan, avem un buget împreună cu Primăria Municipiului Onești, pregătim deja și concertele
de outdoor, din aer liber. Odată ce va veni căldura, recitalurile verii vor reîncepe în parcul municipal, dar și multe alte surprize. Ne gândim la invitatul pentru marșul absolvenților și de ce nu ne gândim deja din ianuarie și la cei mici pentru a le oferi ceva inedit de ziua lor, de 1 iunie. Un conflict între 9 persoane a avut loc marți seară în fața unei săli de jocuri din orașul Buhuș, a informat Inspectoratul de Poliție județean Bacău. La data de 17 ianuarie, în jurul orei 17:30, o patrulă de ordine publică aflată în exercitarea atribuțiunilor de serviciu pe strada Republicii din Buhuș a observat un grup de persoane care se manifestau agresiv. Polițiștii au interceptat pe cei implicați în scandal și au solicitat sprijinul celorlalte patrule de poliție aflate în teren pentru aplanarea conflictului. La fața locului au intervenit polițiști și Serviciului pentru Acțiuni Speciale și jandarmii din cadrul grupării mobile de jandarmi Bacău. Din primele cercetări s-a stabilit că doi tineri de 23 și 25 de ani care se aflau în fața unei săli de jocuri au fost loviți cu obiecte contundente de alte 7 persoane cu vârste cuprinse între 22 și 25 de ani ca urmare a unor discuții în contradictoriu generate în dimineața aceleiași zile. Din altercație a rezultat rănirea ușoară a două persoane de 24 și 25 de ani cărora le-au fost acordate îngrijiri medicale la unitatea spitalicească din Buhuș. Polițiștii au deschis dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere și tulburare a ordinii și liniștii publice. În cadrul intervenției la fața locului, un agent de poliție a precizat că a fost lovit cu un obiect contundent în zona omoplatului de către unul din participanții la conflict. Față de acest aspect a fost pronunțat procurorul din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Buhuș în vederea continuării cercetărilor. Se arată în comunicatul de presă transmis de purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, Cătălina Păduraru. În ședința din decembrie 2022, aleși locale ai Comunei Mănăstirea Cașin au rectificat bugetul în urma unor alocări pe ultima sută de metri. Mai multe detalii aflăm chiar în minutele următoare. Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Mănăstirea Cașin. Da. Rectificarea bugetului constă în următoarele sume. Am primit de la primul hotărâre de guvern, în ordonanță de guvern, 130.000 de lei până la sfârșit de an. Și la subvențiile de ajutorul de încălzire a trebuit să suplimentăm că față de anul trecut avem mult mai multe familii care beneficiază de ajutorul de încălzire cu suma de 55.000 de lei. Asta vin de la stat 55.000 de lei, 130 au venit tot de la statul român, care s-au dus pe partea de ajutor social 55.000 și cheltuieli materiale 130.000. Doar despre asta e vorba, da? Da. Banii pe care i-am primit acum. Deci, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Marți 13 decembrie a fost depus un proiect de lege de către deputații PNL de Bacău Cătălina Ciofu, Elena Hărătău, Mircea Fecheț și senatorul PNL Daniel Fenechiu, un proiect de lege pentru reducerea vârstei de pensionare cu 2 ani pentru persoanele din zonele afectate. Am depus astăzi o inițiativă legislativă alături de colegii parlamentari Elena Hărătău, Mircea Fecheț și Daniel Fenechiu pentru reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani la persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în Comănești pe o rază de 8 km în jurul localității. Reducerea se va face fără penalizarea prevăzută la alineatul 4 din legea numărul 263 pe 2010, privind sistemul unitar de pensii publice ca urmare a poluării remanente de care au suferit. În minele din Comănești în 1940, când tehnologiile erau tot mai avansate, a lucrat zilnic în praf, uneori chiar în apă până la brâu, în fumul toxic al locomotivelor ce asigurau transportul cărbunelui din subteran și cu riscul surpărilor, a însemnat pentru mineri condiții grele de muncă. Condițiile de muncă și-au pus cuvântul asupra stării de sănătate pentru majoritatea minerilor. Aceștia suferind de diferite boli după ani munciți în subteran, boli de plămâni, astm, reumatism, boli ale articulațiilor. În anul 1954 a fost construită termocentrala Comănești cu o putere de 25 de megawatts, fapt ce a permis mărirea capacității de aprovizionare cu energie electrică și agente termic
folosit de consumatori industriali și casnici din zonă și din împrejurimi. Un lucru benefic, de altfel, pentru dezvoltarea industriei, dar și în același timp poluarea și-a pus amprenta pe toată Valea Muntelui. Noxele emanate din arderea cărbunelui, praful rezidual ce ieșeau zilnic pe coșul termocentralei, sterilul rezultat din arderea cărbunelui care era depozitat în zonă, au afectat sănătatea multor generații de comăneșteni. Ca un exemplu concret, iarna la Comănești zăpada nu era albă. Aici zăpada devenea gri în câteva minute, la fel și rufele gospodinelor întinse la uscat. Este greu de imaginat cum arată plămânii locuitorilor zonei care au fost expuși la această poluare. Am încredere că inițiativa va fi susținută și de forul legislativ, a transmis deputat Cătălina Ciofu în informarea de presă. Semne bune anul 2023 are. La Spitalul Sfântul Ierar Dr. Luca Onești, un nou proiect pe fonduri europene. Anul acesta se pare că este unul de natură să favorizeze municipiul Onești, dar și sistemul sanitar oneștean. Încă un proiect cu finanțare europeană în valoare de peste 5 milioane de lei a fost aprobat. Proiectul a fost depus spre finanțare pe 25 noiembrie 2022 și a fost aprobat. Dintre cele 142 de proiecte depuse, doar 55 au obținut punctajul pentru finanțare, printre care și cel pentru Spitalul Municipal Onești, Sfântul Ierar Dr. Luca. Felicit colegii din cadrul Primăriei Onești pentru profesionalism și personalul Spitalului Municipal Onești, Sfântul Ierar Dr. Luca, pentru implicare și pentru buna colaborare. Pe 13 ianuarie 2023, Ministerul Sănătății din România a finalizat evaluarea dosarelor depuse pentru finanțarea proiectelor de modernizare și dotare a ambulatorilor de specialitate din România. În cadrul investiției specifice, unități de asistență medicală ambulatorie din PNRR au fost depuse 142 de cereri de finanțare. În urma evaluării au fost selectate în ordinea descrescătoare a punctajului obținut 55 de unități sanitare. Banii europeni nerambursabili vor fi utilizați pentru înființarea, reabilitarea, extinderea sau dotarea cu aparatură medicală de înaltă performanță a ambulatoriilor de specialitate, a transmis primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Luni 19 ianuarie, cerul va fi în cea mai mare parte noros, mercurul în termometre urcă până la 15 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 8 grade Celsius. Vineri, 20 ianuarie, cerul va fi parțial înnorat, cu o maxima zilei ce va ajunge până la valori de 13 grade Celsius, iar noaptea minima coboară până la 3 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla acces în site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.